moment grav accident rutier în Maramureș, după ce un autocar în care erau cel puțin 50 de oameni a intrat într-o casă de pe marginea drumului național 18 în localitatea Moisei. A fost activat planul roșu și, din ceea ce știm până acum, sunt cel puțin 6 victime. Colega mea, Alexandra Dinu, ține legătura cu autoritățile locale, dar nu numai, ne vorbește despre ce s-a întâmplat mai exact. Alexandra, te rog. În acest moment nu se știe exact ce s-a întâmplat, dar din imagine de la fața locului vedem că accidentul este destul de grav. În urmă cu puțin timp, autoritățile au transmis și un prim bilanț. 6 persoane au nevoie de îngrijiri medicale, o persoană este în stare mai gravă, este în stop cardiorespirator, transmit medicii care au ajuns la fața locului. Alte 3 persoane au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Borșa, iar alte 2 persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului. Sunt 51 de oameni care au fost implicați în acest eveniment rutier, iar la fața locului este o desfășurare foarte mare de forțe, așa cum ai spus și tu, a fost activat planul roșu de intervenție. Sunt 2 mașini de stingere, 2 echipaje de desfacerare, de asemenea sunt 8 ambulante, 4 dintre ele smurd și 4 ambulante stași, dar și un elicopter care a ajuns la fața locului, pentru că vorbim despre 51 de victime. Este important de menționat faptul că situația este în dinamică. Cei care se află la fața locului trec la fiecare persoană în parte pentru a vedea dacă au nevoie de îngrijiri medicale. Între timp au ajuns și polițiștii, pentru că va începe o anchetă pentru a vedea exact ce s-a întâmplat, pentru că se pare că autocarul a părăsit partea carosabilă, apoi s-a înfipt într-o clădire de pe marginea drumului. Se vede din imagini că partea din fața autocarului este distrusă. Polițiștii vor stabili exact ce s-a întâmplat, însă martorii susțin că ar fi fost vorba despre o explozie la un cauciuc. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, Alexandra Dinu. În completare aș mai spune doar că sunt forțe suplimentare de intervenție venite la ISU Bistrița Năsăud, de fapt. Pe lângă ce a menționat Alexandra, au fost chemate câteva ambulanțe, o auto specială, transport victime și un punct medical avansat. Dar lucrurile sunt acum în desfășurare. Sperăm ca numărul victimelor să nu fie unul în creștere. Din păcate, iată imagini, vă reamintesc informația acestui moment, un accident rutier pe drumul național 18 în Maramureș, un autocar a ieșit de pe drumul pe care mergea, a părăsit carosabilul și a fost activat acolo planul roșu de intervenție. În autocar s-ar fi aflat cel puțin 50 de persoane, 50-51 de persoane care au fost implicate în acest incident nefericit, 6 victime, o persoană care este în stop cardiorespirator, 3 persoane care au fost duse la spital, mai exact la unitatea de primiri urgențe din Borșa, cea mai apropiată, alte 2 persoane care primesc îngrijiri medicale la fața locului, iar celelalte persoane nu au probleme deosebite, sunt în stare bună, spun cei de la ISU. Urmărim ce se întâmplă acolo și desigur că ne întoarcem în momentul în care avem și alte informații.